Școala Română de Afaceri, de fapt, îndeplinește niște promisiuni pe care și le face SIE, face acțiuni pe care le duce la capăt, trecând de criza financiară, trecând de marile greutăți care, pe care le întâmpină ca orice școală privată în, în situația de astăzi. Contextul nostru. Florin Zamfir, vorbeam de companii și de cum se raportează Școala Română de Afaceri în ceea ce privește piața muncii. Data trecută ne-ai dat niște linii în mare, să spunem. Haideți să punem un pic și te invit alături de Rudy, să punem un pic focusul pe zona asta care pare, este extrem de interesantă, de genul școlilor de arte și meserii sau a profesiunilor, a ucenicului, și modul în care voi facilitați, prin niște sinapse destul de clare, și o să ni le spui în continuare, accesul în companii și dinspre companii spre piața forței de muncă. Se umple practic un gol pe care îl resim toți. Sigur, în data de 19 voi organiza la Camera de Comerț și Industrie a României 19 noiembrie un simpozion, sau de fapt o întâlnire cu o universitate duală din Baden, din Württemberg, din Germania, cu care vom veni pe piața română cu următoarea propunere. Cei 2000 de parteneri acestei universități duale, învățământul dual, vreau să spun ceva puțin despre el, absolut, este alegerea viitorilor profesioniști din companiile membre ale acestei platforme, iar o platformă. Se întâmplă cam așa. Compania X, de renume european, are nevoie de 2 tehnicieni auto. Anunță platforma. Platforma, prin partenerii săi, caută un absolvent de liceu dornic să fie tehnician auto, se prezintă firme respective cu care face un angajament, un contract, de fapt, de muncă, în care este plătită școlarizarea la noi, iar practica o face la acea societate comercială, urmând ca după terminarea perioadei de pregătire profesională și teoretică, să fie angajați la acea... Și funcționează acest sistem? Începem de pe data de 19 cu acest simpozion, să încercăm să găsim și companii românești care vor accesa sau accede la acest program. Asta era întrebarea. Există un interes pe care l-ai detectat în zona asta? Că ai sondat un pic și cu știința Școlii Române de Afaceri? Foarte mulți români vor să se reorienteze pe piața muncii. Asta sunt și, cum să spun, indicațiile prețioase. Nu, dar nu neapărat indicații prețioase, ci nevoia. Deci nevoia. Viața ne împinge, da. Și atunci, acest lucru încerc să-l insuflu și în rândul sistemului cameral, adică dacă un membru al Camerei de Comerț sau nemembru al Camerei de Comerț, un om de afaceri care are nevoie de un dulgher, negăsind pe piața muncii, negăsind la agențiile județene pentru ocuparea forței muncă în zonă, un dulgher liber, se poate adresa Școlii Române de Afaceri la sediul central sau la sediile, la filialele din țară, cu rugămintea de a-i găsi pe cineva sau de a-i școlariza pe cineva aici, un dulgher. Pentru că dacă el așteaptă ca să se facă în orașul respectiv un curs de dulgheri, până se fac 15 oameni, până se fac 16, 12 sau un număr de, niciodată nu vom mai avea cum să găsească un dulgher. Și atunci venim în întâmpinarea omului de afaceri, întreprinzătorului, partenerului sau cum vrem să-l numim, pregătim pentru el, în urma unor discuții, pregătim la fața locului, la noi, într-o bază de lucru, dându-i o certificare CNFPA, o certificare conform codului de ocupație din România, ajutând astfel ca lumea să-și găsească oamenii potriviți pe care să se folosească la locul potrivit. Pentru că degeaba încercăm să formăm noi cu forța masă de muncă dacă noi avem nevoie de cu totul altceva. Asta e, acel balans cerere și ofertă. Toată lumea se face în ziua de astăzi economist, jurist, și alte meserii foarte, foarte frumoase ca denumire. Dar noi nu mai avem mecanici, noi nu mai avem tehnicieni, noi nu mai avem zidar, noi toți sunt plecați afară, în orice caz. Ei muncesc afară fără a avea această calificare și o fac acolo.
Și pentru asta am o idee și urmează să o concretizez în câteva proiecte cu, cu atragerea fondurilor europene. Trebuie să ne reorientăm astfel spre client și nu ei să încerce să găsească ceva pe piața forței de muncă. Atunci, pe 19 noiembrie, înțelegem, va fi acest seminar, și va fi o colaborare cu această universitate din Germania, sigur, nu? Din Baden-Württemberg, spuneți? Da, da. Da, ce mi se pare interesant, avem aici și pentru că la RFI te vezi, există conceptul te vezi la RFI, am în fața mea foaia de revistă unde Florin Zanfir, revistei Together for Your Business, revista sistemului cameral, cea care e în tipar zilele acestea, unde Florin Zanfir ne-a acordat un interviu foarte frumos. Spui aici, Florin, și mi-a plăcut fraza scoasă de colega mea în evidență, dezgropăm brățara de aur a meserilor din adâncul istoriei. Nu sună cam pompos, totuși, adică... Adâncul istoriei sau meserii? Nu știu, că dezgropi brățara de aur. Păi nu, noi spuneam că munca e o brățară de aur și nu... Era o sintagmă, da. O sintagmă comunistă, e adevărat, dar cine nu muncește nu are. Dar cât de reală. Sigur, până la urmă, toți cei care, până la urmă, reușesc să-și facă brățări de aur, trebuie să muncească pentru el. Și atunci dezgropăm meserii uitate sau meserii care este nevoie, înțeles. Nu avem nu sunt agricultori în România. Nu înseamnă că oamenii nu știu să lucreze pământul. Dar ei nu sunt calificați ca și agricultori. Nu există calificarea sau nu există, cum să spun, în meserie, în cor există, da, în codul ocupațional din România. Dar nu are nimeni această calificare. Nu s-a gândit nimeni să le și ofere această calificare, că poate și, sigur, găsim know-how de pe piața europeană, poate nu știm să lucrăm bine într-un anumit meserie. Și atunci ne uităm în jur, de asta suntem membri ai comunității europene, poate alții fac mai bine roata decât știm să o facem noi. Dar nu are rost să o inventăm, trebuie să o punem acolo, să lucreze acolo unde e locul ei. Și noi întotdeauna încercăm românii, de fapt, să inventăm de fiecare dată roți. În loc să le luăm, să le folosim unde trebuie. La asta m-am gândit eu. Ce mi se pare cu adevărat interesant și poate că repetăm ideea, dar e într-adevăr de subliniat, e faptul că se identifică o anumită nevoie. Spuneai dulgher, dar poate să fie într-un domeniu pe care chiar și tu știi foarte bine cât de important e alimentația publică. Sigur. În domeniul serviciilor, prestărilor de tipul ăsta, se identifică exact acea nevoie, se identifică și beneficiarul. Și, practic, e vorba de formare, adică, cum spune proverbul la chinezesc, comandă. Nu-i dai un pește, nu-i dai să mănânce, ci îl înveți să pescuiască. Sigur, da, sigur. Da, da. Adică, dacă vrem servicii de calitate în România, reamintind de, nu de alimentație publică sau de hotelărie sau de, în principiu de comerț, dacă vrem servicii, trebuie să avem forță calificată pentru servicii. Nu poți să faci forță calificată în aceste servicii fără a avea o școală pregătită să dea acestea. Ori școlile pregătite la noi, astea sunt servicii. De mult exista o școală, nu? Există în și acest acum. Domeniu. Mai există și acum, da? Multe școli. Dar dacă ne uităm cine sunt profesorii și n-am nimic cu cei care predau... am fost coleg și sunt coleg cu mulți dintre cei care predau și acum aceleași cursuri care sunt din 1978-79 cu acele tehnici de servire. Asta este curicula.